Săptămâna 10-16 martie aduce noi locuri de muncă pentru sălăjeni. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, în această perioadă sunt 61 de locuri vacante. Pentru sălăjenii care doresc să muncească în producție și prestări servicii, există 14 posturi vacante. În comerț sunt disponibile 3 locuri de muncă. În construcții există 14 joburi. Industria confecțiilor oferă 28 de locuri, iar în industria lemnului sunt 2 locuri vacante. Pentru mai multe informații, cei care se află în căutarea unui job pot să se adreseze AJFM Sălaj pe strada Tudor Vladimirescu, bloc P40, Zalău, sau la telefon 0260 616317.